cursul serii am fost solicitați într-un mall în localitatea Constanța pentru o pacientă de sex feminin, victima unui accident. La locul solicitării s-a deplasat un echipaj și a fost găsită o pacientă de 25 de ani care prezenta un traumatism la membru inferior. A fost transportată la Spitalul Județean pentru investigații suplimentare. Totul s-a întâmplat în jurul orei 21 când tavanul unui magazin din aripa noua centrului comercial s-a prăbușit. La momentul respectiv, în încăpere se aflau câteva persoane. O tânără a fost prinsă sub dărâmături. Din fericire, tânăra se află în afara oricărui pericol. Reprezentanții centrului comercial vin cu punctul lor de vedere. Dorim să ne exprimăm regretul pentru incidentul produs în urma căruia o persoană a suferit răni ușoare provocate de către desprinderea unei bucăți din tavanul fals al magazinului nostru. Echipa centrului s-a mobilizat imediat pentru închiderea și securizarea magazinului. Colaborăm cu autoritățile și reprezentanții magazinului în vederea identificării cauzelor și stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea unor evenimente similare pe viitor. Potrivit contractelor încheiate cu societățile care închiriază spațiile din cadrul centrului comercial, responsabilitatea privind integritatea acestor spații le revine chiriașilor. Acest aspect nu exclude însă preocuparea pe care centrul comercial o acordă securității și siguranței vizitatorilor săi. În acest sens, am început un proces separat de verificare riguroasă tuturor spațiilor din centrul comercial, au răspuns reprezentanții mall-ului.